gata, nu pot să vorbesc, trebuie să-mi trec. Hei, sunt Echila și asta este Adevăr și Provocare, ceva mai special pentru că este, probabil ați citit titlul, dar o să vă mai repet eu, Adevăr și Provocare la hotel. Chiar dacă acum sunt acasă, provocările sunt făcute toate în jurul hotelului și la hotel. Așa e Rainbow și Simo prin patele și nături, dar nu contează. Mi-e somn rău. Multe revelații. Aici sunt unii oameni care au făcut lucruri foarte rele în trecut, în viitor. Sau nu aș pasă de ce. S-au făcut foarte, foarte lucrurile. Hai că suntem bine toate. De ce nu alegi întrebări serioase niciodată? Păi uite tu ce răspunsuri dăm, ascultă-ne puțin. Cât la sută ți ocupi timpul cu filmatul? Ce ai numărul ăsta? Cu cât ai luat bacul? Depinde de tarif, adică acum dacă vrei să ajungi în Bulgaria, cred că nu e așa mult. Doare capul, nu pot cu de-astea, hai să vă facem provocări. Să desfaceți două banane fără să vă folosiți degetele și să le mâncați. Trebuie să desfacem banana asta fără să ne folosim degetele. Deci să o mâncăm. Gata? În timp să o desfacem sau trebuie? După. 3, 2, 1 și... Poți să folosesc alte obiecte? Plin piață pentru așa ceva? Hai, Didi! Bun. Să aplaudați singuri la recepție. Să vă duceți la o persoană, să-i puneți mâna pe umăr și să-i ziceți am încredere. Am încredere. E bine, bravo. Nu vă supărați. Două secunde, m-auziți? Vreau să vă zic că am încredere. Trebuia să fugi. Am încredere. Mai faci dansuri? Te provoc să înveți coreografia Do the Summer Shake cu hashtag și eventual să înveți și alți oameni. Sincer, nu știu coreografia asta. Dacă e un hashtag, probabil e cunoscută, deci o să scriu asta și o să văd ce găsesc. Spune că trebuie să învăț și alți oameni. I'll do that. Do the summer shake. Do de la milkshake. Ai, nu e aia. E de la Dr. Rutger, da, știi? Da, milkshake-ul. Eu că am văzut reclamă. Da. Ce dansul de la Dr. Rutger, do the summer shake și trebuie să-l învățăm. Și super girly și happy și o să-l facem! Yeah! Urmează să învățăm toți coreografia și să chemăm mai mulți oameni să învețe toți coreografia. Mai exact motion. Să te rostogolești pe un etaj întreg? O să mă rostogolești? Mai rostogolește cineva? Nu știu, cred că o să vomit. Oh, mai e! E ok, că avem timp până mâine, nu te grăbi. Te aștept cu florile. Oh. Felicitări, astea sunt florile tale. Mulțumesc! Aia e. Alușinam copilul. Că mulțimea cu flori. Nu, nu cu ăla. Stand up.
Mulțumesc! Se simă mâna pe umărul meu, gen, și face, mă simți? Și eu, gargul de păr. Și vă provoc să sunați la pizza și să comandați doar sos. O să scriu random pizza București și o să comand. De ce ne-am la București? Merge. Acolo îmi iau eu. Cât? Un sos de roșie. Ce simți? Insist. Bună seara, bună seara, mă auziți? Nu, foarte bine semnal. Aș vrea, dacă se poate, să comand un sos de roșii. Cine ar trebui să facă comandă, vă rog frumos? La hotel. De ce nume? Bianca. Bianca? Nu știu. A, dar nu în București. Nu este pizza din Giurgiu? Și nu se poate să-mi aduce sos de roșii în Giurgiu? Bună seara! Doresc și o să comand un sos de roșii la hotel. Un sos de roșii dulce, picant? Dulce. Nu mai trecut o secundă. S-a întâlnit numele, vă rog. Ok, mulțumesc. Tocmai am făcut comandă. Dar ce comandă? Nu știu. Vrei să sun? Nu că mă pierd. Nu? Nu. Sigur? Nu, uite, hai, stai puțin. Tu că gen am făcut comandă așa. Oh, no. Nu răspunde? Ba, da. Alo, bună seara. Bună seara. Vreau să vă rog, pe ce ați vrea să vă fac comandă? Ce comandă? Ați sunat puțin mai devreme, că mi-a dorit să adăugați un sos. A, nu, este fratele meu cu ADHD sindromul și îmi ia telefonul foarte des. La revedere! Vai, dar ce? Ai aia cu energie, nu? Da! Da. Și astea au fost provocările de azi. Sper că v-au plăcut. Ce faceți, mă, cu viața voastră? Mă, doar las! Hai că-mi trebuie la școală. Da. Nu ai niciun ceas. Știu, da. Și se gândește ce distracție a fost în weekend. Da. Hai la școală. Ne vedem data viitoare. Dacă v-a plăcut, urmăriți-ne în continuare. Ok. Bye!